La 8-9 ani mă jucam cu ustensilele lui tata. Cu foarfeca, cu ciocanul. Cred că la 13 ani am făcut și un inel. Și mi-aduc aminte, l-am și grabat și tata era îngrijorat să nu mă înțep cu dalta. Nicovala e, cum să spun eu, un obiect care am lucrat la el, eu împreună cu tatăl meu. Aveam 14 ani și tata a improvizat așa o, să zic, o firărie acolo la noi în curte, unde eram în Țăndărei, cu niște cărbuni, cu niște foale și împreună am confecționat nicovala asta. Și are o valoare foarte mare pentru mine, valoare sentimentală. Și atunci am stat și am lungit-o aici în atelier ore. Nu mai aveam stare până nu îl finalizam să văd cum arată. Așa am creat niște modele și mă lua și ora 2 noaptea. Cum am spus de la clienți, nu prea cred că vine de la clienți. Satisfacția o simți atunci în momentul când ți-a ieșit obiectul ăla care l-ai gândit, la un moment dat nu ai crezut că nu te așteptai să-ți iasă așa cum l-ai gândit. Marea satisfacție!